Un proiect interesant și atractiv pentru tineri a fost lansat astăzi de către Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Mehedinți. Grupul țintă căruia îi se adresează proiectul de sprijin este format din tineri incluși în categorii vulnerabile care au nevoie de ajutor pentru a se integra pe piața muncii sau în mici afaceri. Proiectul demarat de Centrul de Formare Profesională din Severin beneficiază de finanțare europeană din Fondul Social European AXA Prioritară Locuri de Muncă pentru Tineri și este intitulat Tinerniți, Antreprenori, Pregătit pentru un viitor luminos. În principiu, este vorba despre un pachet integrat de măsuri de servicii de mediere, formare profesională, precum și dezvoltarea spiritului antreprenorial. Cea mai importantă caracteristică a programului este însă grupul lui țintă, pentru că se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani, șomeri din mediul rural și care nu urmează în prezent nicio formă de educație. Obiectul nostru principal este formarea profesională și ne adresăm unui grup țintă, zic eu, destul de vulnerabil, șomerii, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, indemnizați sau neindemnizați, beneficiarii legii 416, beneficiarii de ajutor minim garantat, cărora le furnizăm programe de formare profesionale gratuit, dar ne adresăm și persoanelor care vor să dobândească competențe noi și care sunt interesați de formarea profesională, care vin și plătesc cursurile de formare. La lansarea proiectului au participat de asemenea senatorul Liviu Mazilu și vicepreședintele Consiliului Județean Ramona Cupă, dar și tineri antreprenori care au reușit să parcurgă programe de formare și chiar să își deschidă o afacere cu bani europeni proveniți din aceste inedite programe de sprijin. De altfel, foarte mulți dintre tinerii care vor aplica pentru acest program vor putea să pornească o afacere cu un generos sprijin financiar de 25.000 de euro. Sumele sunt importante, pe mine mă impresionează, vă spun sincer, adică este o oportunitate reală să primești un startup, un sprijin de la Guvernul României, prin care cu o sumă consistentă, 25.000 de euro, sigur că poți crea o afacere și poți gândi în perspectivă și de ce nu, la rândul dumneavoastră să deveniți angajatori. Eu sper cât mai mulți dintre dumneavoastră să reușească să facă acest lucru. Îmi doresc că, știu eu, să desfrulăm cât mai multe afaceri din banii ăștia, adică ele să fie fructificați și, de ce nu, chiar în intermediul comunităților din care proveniți. Lansarea unui asemenea program de sprijin, venit în sprijinul tinerilor care își caută un loc de muncă, este întotdeauna, zic eu, binevenit în județul nostru, o oportunitate excelentă, traversând aceste vremuri grele. Țin să salut inițiativa conducerii Centrului de Formare Profesională. Observ că acest proiect este adresat unor categorii vulnerabile și aici mă refer, din câte a explicat doamna director, rom, persoane din mediul rural, șomeri de lungă durată, femei. Înseamnă că este o oportunitate pentru județul nostru Mehedinți. Este binevenit acest proiect, este necesar. Așadar, proiectul se adresează unui număr de 380 de persoane tinere care au oportunitatea de a-și găsi un loc de muncă sau de a porni afacerea mult visată. Din grupul țintă fac parte 40 de persoane de etnie romă, 80 de persoane din mediul rural, 120 de persoane de sex feminin, 60 de șomeri de lungă durată, 30 de persoane inactive și 115 tineri încadrați în grad de ocupabilitate C și D. Cel puțin 10 dintre acești tineri au șansa ca afacerile propuse de ei să fie finanțate cu o sumă de 25.000 de euro.